jumătate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic, ce alegeți? Dublu. Dar tu ai rămas cu nimic. Bună, Luca! Salut! Bună, Luca! În cazul ăsta. Bine, Dana, bună dimineața! Scuzați! Bună! Bună! Bună, 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 bună! Aoleu, te auzim cam slab, ești pe speaker, nu? Închid atunci. Nu, 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 stai. E ok să fii. Ascultă-mă, e ok. Suntem o echipă aici, am spus că... Ascultă-mă puțin, mă auzi? Da. O să stai pe speaker, rugămintea mea este să ridici telefonul și să-l ții mai ridicat aproape, în dreptul mai aproape de gură, ca să te auzim mai bine în microfon, da? E bine așa? Mult, e mult mai bine așa, da. Se evite și ecou pe care îl face camera în care sunteți. Cât sunteți? Vreo 5. 5. Foarte bine. Bravo. Atenție, 3, 2, 1. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce vă ocupați? Cu contabilitatea. Contabilitate, numărați bani. Azi trebuie să numărați până la 1600 de euro. Sunteți numai doamne? Super, super, super. Numai doamne acolo sau e și vreun domn cu voi? În general, doamne. Și în special? Doamnele sunt în majoritate. În majoritate. Bine, Dana, de unde sunteți? Foarte de aproxim. La Bacău. De la Bacău. E cam aproximativ asta. Că, doamne, suntem în general cam doamne, da, în majoritate. Acum, câți băieți sunt cu voi acolo? Puțin, acum poți să fii nedefinit. Nu cred că e cazul. Câți băieți sunt cu voi acolo, Dana? Doi. Ok. Deci, doi din cinci. Sunteți fraților cu totul. Cinci ai spus, nu? Cinci. Trei fete, doi băieți. Doi domni. Am înțeles. Dar în general... Sunt fete, sunt doamne. Da. Da. Mai da. Sunt unele acasă. Da. Bine, bine, Dana. Cam emoționată, a? Da, puțin, așa. Încerc să trec. Hai să spargem emoțiile și să începem jocul. Mult succes, Dana. Mulțumim. 200 de euro. Eu îmi fac datoria să te avertizez, Dana, și pe tine să ai mare grijă cu echipa de majoritar fete din departament, să nu te încurce mai mult decât te ajută, da? Ai 6 secunde să dai răspunsul, secundele astea trec la fel de repede ca orice alte 6 secunde, așa că mare grijă, da, când aștepți confirmări de la colegi. Da, am înțeles. Mulțumesc. Bine, Dana. Uite, astăzi începem de la 200 de euro. Cu o întrebare legată de copilărie, poate. Și anume, trebuie să ne spui cum îl chema sau îl cheamă pe tigrul din Cartea Junglei. Șerpan. Foarte târziu, ți-am zis, nu mai aștepta de la toți, că s-au auzit Șerpan. Exact. Mă mir că n-au luat unul foc. Șercan! Auzi? Ei, colegii, puteți să-i spuneți și tare. Adică exact, aveți, nu trebuie să-i suflați. E examen. E ca la tablă, știi? Șercan! Spuneți, Sandocan? Pare că mai mult o încurcați. Da, exact. Totul e ca... Șercanie, da. Totul e ca Dana să rostească răspunsul, da? Deci voi puteți acum să ziceți tot tare, Șercan, dacă nu spui și tu Șercan, și noi avem aici niște scule cu identificarea amprentei vocale, nu se validează răspunsul, dar în rest nu trebuie să șoptiți, să-i scrieți pe bilețele, să-i arătați în palmă scris cu pixul. Da, credeți că e vreo legătură între Șercan din Cartea Junglei și doamna Emilia? E taică-sul, nu știi? E taică-sul, da. Da? Da. Vreun caz de plagiat ceva? Papă, plagiatori. Pe pâine. Dana, ai de luat o decizie în cadrul concursului nostru. Mai câștigat... mergem mai departe, evident. Bine. O echipă... 400 de euro. O echipă hotărâtă. Da. V-ați făcut un plan, adică mergeți până la capăt ca să știm și noi cum stăm. Până la capăt, da, așa o echipă... Bravo, Dana. Ăsta e spiritul acestui concurs. Ori la bar, ori la spital, cum se zice popular. Hai, pentru 400 de euro. Atenție mare la întrebare. Ansamblul monumental de la Târgu Jiu cuprinde 3 capodopere ale sculptorului Constantin Brâncuș, Poarta Sărutului, Coroana Infinitului și... cum se cheamă a treia?
Masa tăcerii. Ai fost pe acolo? Uh-huh. Ai fost pe la Târgu Jiu? Nu. Nu. Vezi? N-am fost, dar da. Deci cultura fană, generală. Fană Constantin Brâncuș. A fost la școală. Practic, cine nu știe. La da. Masa tăcerii s-a așezat președintele nostru cel tăcut. Da. E bine de tot, Dana. Bravo, bravo. Ai răspuns înainte să apucăm să dăm drumul la cronometru, practic? Da, da. Ai 400 de euro? Păi numai că a zis că mergem mai departe. Păi, da, hai da. Să ne facem datoria de fiecare dată. 400 sau 800? 800. Așa, bravo. 800 de euro. Bă, vorba e vorbă. Ce să mai... Dana și departamentul. Da. Sunteți în fața unui premiu de 800 de euro. Da. Și întrebarea este... Care este capitala Sloveniei? Ljubljana. Ce să zic? Ești sigură? Da. Poți, bă, să le păcălești deloc. Auzi, dar nu se aude... Eu cred că asta cu domnii e inventată, că nu se aude cât voșemie de acolo. Domnii stau cu minți să nu greșească nimic. Nu le asumă riscuri. Le e frică. Le e frică, a? 800 de euro, Dana, felicitări! Yeah! 800 de euro după 3 întrebări. Mai avem o întrebare și încă 800 de euro, adică 1600 cu totul. Nu vă opriți. Nu vă opriți, serios. Am urmează consultări. Am vorbit ceva. Nu, că sunteți 5 acolo, ce Dumnezeu. Da. Da. 800 da. Sau 1600? Haide, mă. Na. Stai că vă ajutăm și noi. Împărțiți prada sau doar dai o pizza? Mai împărțim, bineînțeles. Dacă mai împărțim, e de mers până la capăt, că 800 e... Da. Nu se împarte la 5. 800 sau 1600? Trebuie să luați o decizie. Vreau să fac și o precizare. 800 se împarte la 5, nu că am mai avut surprize. Părmân scrie lumea. Băi, să știi că 160... O secundă, facem un consiliu. Am înțeles, dar să nu dureze prea mult, că avem și noi niște... Nu. Niște detalii aici. Ne oprim. Ce trist. De ce vă opriți? Da, nu. Ce trist. Da, ne oprim ca să nu avem o dezamăgire prea mare, dacă... Da. Da. Slăbuț. Ce zic băieții? Băieții, că e vremea lor. Cum? Dacă mă opresc aici, am putea ști întrebarea care ar fi fost. Da. Sunteți sigure 100% că vă opriți? Da. O să vă pară rău de 800 de euro, practic. Da, știu, da, ce în mână nu-i minciună. Bine, Dana, 800 de euro sunt banii voștri în dimineața asta. I-ați câștigat la dublu sau nimic. Ne-ați luat banii astăzi, dar puteți să luați încă 800. Luca, ajută-ne. Bucurie mare am făcut astăzi la Bacău. Era și mai mare, mai ales că este din domeniul vostru întrebarea finală, e cu cifre. Ia, fiți atenți. Dana. Da, ascultăm. Mai erau încă 800 de euro dacă știai să ne spui ce număr reprezintă cifra romană L de la Luca. 500. Da, 500. Deci un domn acum a considerat că e safe și a ridicat glasul. Da. A zis, am tăcut până acum, gata, acum fii atent, hai că vă dau clasă. Răspunsul era greșit, pentru că trebuia tăiat un 0. Răspunsul era 50, că s-a denominat. Așa că v-ați oprit bine, Dana, felicitări pentru premiu. Da. Mulțumim, da. Bravo, bravo. Știau băieții acum, știau băieții, da.
Ce să știe, n-auzi că a zis greșit? Băieții știau, dar nu știau pizza. Bine. Confuzie totală. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.